O lună de zile, atât mai are de așteptat Clubul Petrolul până la aflarea deciziei în dosarul privind depunctarea suferită în acest sezon. Mâine, la Tribunalul Sportiv de la Lausanne, se va judeca penalizarea Petrolului de către Federația Română de Fotbal. Conform procedurilor Tribunalului Elvețian, după audieri, sentința va fi anunțată în maxim 30 de zile. Așa că petroliștii vor afla până pe 23 octombrie dacă vor reprimi sau nu cele 6 puncte. Oficialii clubului sunt optimiști și convinși că punctele vor veni înapoi. O hotărâre pozitivă ar putea schimba în bine și moralul jucătorilor, afectați de lipsa rezultatelor. Noi trebuie să ne adunăm, să fim împreună, unul lângă altul și sunt sigur că să vină și momentul ăsta. Vine următorul meci, ne gândim la o cupă, vrem acolo să ne impunem și să punem cu un avantaj. Avem mare, mare nevoie de puncte, se termină turul de campionat imediat și mai avem două meciuri în care sperăm să obținem cele 6 puncte. Eșecul cu Craiova a reprezentat și meciul 100 în Liga 1 pentru portarul Pesania. Brazilianul a avut multe evoluții de nota 10, iar pentru una dintre ele a fost și desemnat portarul etapei a 10-a.